Barcagiul din imagine îndreaptă barca și vâslește spre o insulă pe apa liniștită a unui ocean. Dar dacă ar apărea norii și vântul ar începe să bată, barcagiul nu ar mai ajunge la destinație, deoarece viteza de deplasare a bărcii ar fi influențată și de viteza vântului. În acest exemplu, vedem că, deși fiecare câine încearcă să tragă sania unul în stânga, iar celălalt înspre dreapta, sania se va deplasa înainte, cu condiția ca forțele celor doi câini să fie aproximativ egale. Se poate observa, deci, că spre deosebire de mărimile scalare care pot fi adunate sau scăzute ca simple numere, atunci când sunt exprimate în aceeași unitate de măsură, în cazul mărimilor fizice vectoriale, rezultatul este influențat și de unghiul dintre ele. În cazul nostru, sania s-a deplasat după o direcție rezultantă la care a avut o contribuție acțiunea fiecărui câine. Pentru a putea face operații cu vectori, haideți mai întâi să ne reamintim definiția vectorului, precum și caracteristicile acestuia. În compunerea vectorilor, putem folosi două tipuri de vector, și anume: vector alunecător este acel vector al cărui punct de aplicație poate aluneca oriunde pe dreapta suport, și vectorul liber este acel vector al cărui punct de aplicație poate fi luat oriunde în spațiu, suportul lui rămânând paralel cu aceeași dreaptă. Compunerea sau adunarea vectorilor reprezintă practic determinarea acelui vector care poate înlocui de unul singur, prin modul și orientare, efectele a doi sau mai mulți vectori ce acționează asupra unui corp. Pentru a determina direcția și sensul sumei a doi vectori, se poate folosi oricare din regulile paralelogramului, triunghiului sau poligonului. În cazul regulii paralelogramului, vectorii au aceeași origine, prin vârful fiecăruia se duce câte o paralelă la direcția celuilalt. Vectorul sumă va avea originea în originea comună și vârful în punctul de intersecție al paralelelor. În cazul aplicării regulii triunghiului, originea celui al doilea vector va fi plasată în vârful primului vector, iar vectorul sumă va uni originea primului vector cu vârful celui al doilea. Regula poligonului se folosește pentru a însuma mai mulți vectori și, practic, aici se aplică succesiv de mai multe ori regula triunghiului. Vectorul sumă va avea originea în originea primului vector și vârful în vârful ultimului vector. Se poate observa grafic că același rezultat pentru vectorul sumă îl puteam obține și adunând mai întâi primii doi vectori, iar rezultatul îl adunam cu cel de al treilea, sau adunând primul vector cu suma dintre al doilea și al treilea. În concluzie, putem spune că adunarea vectorilor este asociativă și comutativă. Valoarea numerică sau modulul sumei a doi vectori se calculează utilizând relația de mai jos, adică pătratul modulului vectorului rezultant este egal cu suma pătratelor modulelor celor doi vectori, adunată cu dublul produsului dintre cei doi vectori și cosinusul unghiului dintre ei.